Dar ține papă, ține regina mea care papă, ține dulceața mea, ține păpusica mea, dar uite ce papă ia, ce papă bun mămică acolo. Papă aici ca să am forță, ca să fiu și eu gameriță când cresc. Așa zici tu, Carolina? Așa? Da. Mamă, mamă, ce papă e acolo bun. Neam, neam, și voi cocolișilor să păpați, da, dacă vreți să fiți și voi așa pricepuți. Ia uite ce fericită, așa ziceți, dați coco like la video, ia zic Carolina, dă-i coco like la video. Dați coco like la video, haideți! Dați coco like la video, că eu asta îmi doresc! Repede, repede, să se adune multe coco like-uri! Mmm, ce bun e coco like-ul, vai de mine! Azi că eu pap ca să chești o mare, să apar și eu acolo, da, să dau și eu space în față! Asta face noi, da, iubițică, uite cum încă o lingură, ia de-i încă o lingură! Dau și eu space în față! Hai de mine! Niam, niam, am, niam, 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 niam! Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la Cine o face pe statuie pe Mommy Long Legs imediat! Hai să vedem, pic de timp. Scriu repede. Hai scrie tu. Scriu și eu. Nu scriu eu, lasă. Am terminat. Ah, ok, ai terminat? Da. Bine. Ia uitați-vă la noi. Deci în jocul de astăzi noi nu putem să țopăim, putem doar să sărim. Vedeți? Ia uitați. Și putem să zburăm. Mamă, da. Deci noi suntem super. Ce fain e să zbur. Deci astăzi o să o facem pe Mommy Long Legs 3D. Uite, Mommy Long Legs, Team by Cocolix oficial, adevărat maestru. Acum, să vedem. Builduim. Deci nu uitați efectiv să rupeți butonul de gol dacă vă place Mommy Long Legs. Noi ne place foarte Mommy Long Legs, Huggy Wabby, Kissy Missy. La nebunie îmi place. Chestia este că să vedem cum ne descurcăm, bă, fraților. Ia uitați. Bă. Deci eu pot să zic că o să mă descurc cel mai bine. Stai că mai înainte eu zburam fain, dar acum nu mai știu să mai zbor. Nu mai știu să zbor. Nu mai știu să mai zbor. Asta e faza la Cristina că. Deci nu mai știu și să mai zbor. Și zburatul și zburatul. Nu mai știu să mai Space. Zbor. Space, așa. Space shift. Unde mi-e mouse-ul? A, da? Da. O fac așa de înaltă și trebuie să-i fac o tăliuță. Bă, deci presimt că o să fiu varză. Ziceți-mi în comentarii dacă voi ați făcut-o până acum pe Mommy. Doamne, Cristina. Și dacă voi ieși bine. Ce, Felix? E greu, nu? E foarte ușor, ești tu varză. Scuze așa că serios? Zic asta, da. Și o varză? Da. Uite, mă simt așa ca un fel de Minecraft aici. Păi este ca un fel de Minecraft. Este. Ia, uite-te. Inspirat după Minecraft. Dar de ce să fiu o varză? Dar fii tu mai varză decât mine. Poate chiar câștig, poate am și eu ceva șanse de câștig. Ai tu șanse de câștig? Da, ce ziceți, am șanse de câștig. Uite, o fac pe Mommy cu piciorul mai. Dar stai, delete. Delete. O fac așa. Delete. Bine că mi-am luat culoarea. Mamă, care ce trebuia. Tare. Ce tare iese, deci chiar eu mă pricep. Nu știu cum face. Putem să pictăm. Ia uite, pun aici la piciorușe, uite așa. Yay! Bă, ce am făcut aici? I-am făcut piept. Dar stai că trebuie să-i facem și mâinile. Ia uite, îi punem aici. Am uitat de mâini. Le-ai uitat? Complet. Cât timp mai avem, Felix? Scrie acolo 6 minute. 6 minute? A, atunci nu mă stresez. De obicei te stresai la chestiile da, astea? Da, mă, chiar stresam. Ia uite-te, vă fac așa. Chestia este că va trebui să fac cumva și fața, nu? Adică probabil se supără pe mine dacă n-are față, nu? Eu zic să-i fac și față la Mommy Long Legs, care e cea mai importantă la Mommy Long Legs. Fățuca e așa cute. Chestia așa? Este că s-ar putea să nu fi făcut destul de mari picioarele, știi? Fă-le acolo cât să fie, până la urmă, că până la urmă cât se poate aici, cât spațiu ai, știi? Ia uite, să-mi ziceți în comentarii dacă primesc aici notă mare. Bă, la mâini cam jale, la mâini, că nu-s chiar așa ușor. Eu nu m-am uitat deocamdată la Felix să văd cum face el, dar trebuie să-i fac aici fața. Și ia uite, deci începem la față. Doamne, am nevoie să mă susțineți acolo. Susțineți-o, oamenilor, dați like și susțineți-o, pentru că Cristina are o încredere în ea cât n-are nimeni atâta încredere când e vorba de chestiile astea. Deci uneori eu am foarte mult încredere și alteori n-am deloc, știți? Acum asta se vede aici, trebuie să o pictăm, trebuie să facem niște ochi verzi, uite, ceva de genul. Așa, și gura neagră, să zicem. Uite așa. Gura neagră? Da, i-am făcut aici o gură. Bine că poți să ai infinit chestii, știi? Și nu trebuie să... A, să știi că asta e super tare. Ok, hai să revenim la culoarea noastră de roz și să punem așa... Să facem o freză. Bă, dar nu știu dacă îi fac bine freza. Uite, ce m-aș uita la fel. M-am uitat puțin. Ce arată bine, arată bine. Arată bine, la mine e mai pătrățoasă, la tine e mai așa cu forme, cu siluete. Păi eu merg pe siluete astăzi, adică nu știu tu cum mergi azi, dar eu merg pe siluete. Stai bă că... Băi, eu merg pe urât. Tu mergi pe urât? E bine. I-am făcut un breton. Uite așa. Bă, stai că nu merg chiar pe urât. Nu merg pe urât deloc. Avem aici size?
Și care e faza cu size-ul? Nu știu, dă să vezi. Dă-i, dă-i pe una. Da, și nu știu. Mă poți să micșorezi. Adăpostă pe atratul ăla, așa. A, șmecherie. Dar vezi că ți-o duci jumătate din timp și tu ai făcut ce ai vrut. Nu știu dacă am făcut neapărat ce am vrut. Păi asta este important, să faci ce vrei. Ok, build. I-am făcut aici un păr, dar trebuie să facem codița. Hai să facem și... Uite aici. Oh, ce fain. Hai că m-a ajutat chestia asta. Până la urmă. I-am pus aici un alt fel de păr. Ia, uite-te. Și facem aici o coadă. Chestia este că eu am rămas pe undeva pe jos, știi? Că eu nu prea știu să-mi controlez caracterul. Mai să controlez caracterul? Da. Și fenomenală. Uite așa. Deci mă bazez că vedeți ce fac aici. Ok, și aici îi facem o codană. Codană. Stați să vedeți, deci o să fie niște artiști pe aici și ne băgăm și noi în seamă. Adevărul, bă, sunt unii care se pricep, nu știu ce ori mâncat, dar frate se pricep foarte bine. Uite, bă, am făcut. Să fac una cealaltă. Deci că am făcut o extraterestră. Da, și o să fac, și eu trebuie să fac restul, repejor, deci repejor. Deci că am făcut o extraterestră. Repejor că se îngroașă gluma. Build. Ah, aș putea aici să-i pun cu negru niște ochi și după aceea dau aici size și fac mici. Mi-am 3 minute și eu n-am făcut capul, Cristina, e jale. Știi? Și aici move, o pun așa mai în mijloc. Wow, băi, e tare faza. Uite, poți să tragi așa și îi faci ochi, știți? Uh-huh. Dar stai să vedem, facem și noi aici în cotură, dăm aici size și facem mai mic, așa, și acum dăm pe move și tragem mai într-o parte. Ia uite, hai bă că cu ochii ăștia poți să câștigi. Așa, și acum dăm size și facem mai mic. Uite așa, și pe asta la fel. A, ce tare! Îmi place! Îmi place ideea. Chiar aș fi putut să-i fac și degete în genul ăsta. Hai să facem niște degețele. Uite, punem aici. Așa. Și din ăsta să facem un deget. Ia, uite-te. Și mai punem aici încă unul. Build. Punem și acum îl dăm size și îl facem mic. Ia, uite, vedeți? Și dăm move. Bă, ce m-am experimentat! Wow, îmi place treaba și mai punem aici încă un deget și dăm size. Ia uitați, îl facem mic, faci tu. Nu? Da. Și acum îl dăm mai într-o parte. Ia uite, deci super tare treaba. Hai să facem niște mânuțe și în partea asta altă. Ia uite-te, dăm aici size, facem mică treaba și mai punem încă pe deasupra încă una și mai facem încă 3 degete. Chestia este că trebuie doar să ai timp. Și să te experimentezi, știi? Cu cât joci mai mult jocul ăsta, cu atât devii mai șmecher. Băi, eu am observat că nu prea mai am timp. Zim cât timp mai este. Minut și 40 secunde. Hai să încercăm să ne concentrăm. Punem aici, dăm size. Important e să-i facem toate degetele. Așa, și dăm move. Și o mutăm mai la dreapta. Așa. Hai că e drăguță. Nu știu sincer ce aș putea să-i mai fac. Are tăliuța? Bă, nu știu, n-are tăliuța. Hai să-i mix, să-i mai adăugăm aici puțin din corp. Ce penibile a mea. Da, că nici a mea nu-i chiar cine știe ce, dar mi-am dat interesul, bă, fraților. Chestia este că aș putea să-i fac la gură niște dinți. Ia stai să vedem. Așa, size. 59 secunde, Cristina. Da? Uh-huh. Ok, hai să-i mai punem... Bă, nu știu. Nu știu dacă am făcut bine. Chestia este clon. Poți să dai clon, băi. Acum am înțeles faza și am stat atât de mult timp să-i fac ochii și degetele. Puteam să dau clon. Înțelegeți voi? Da. Ia uite, dau delete pe chestia asta că i-am pus dublu dinți. Hai că începe să-mi iasă din ce în ce mai fain. Am 28 de secunde, dar nu cred că îi mai fac ceva. O las așa. Sper să nu se supere pe mine. Sper că am făcut-o bine. Ia uite-te. Mai fac aici un pic de piept. Stai să dăm clon. Chestia asta o iau și o pun aici. Uite așa. Hai că-i tare. Hai că m-am prins cum merge treaba. Bă, eu atât am putut să fac. Nu prea am făcut-o eu atâta de lungă. Mi-ar fi plăcut să-i fac picioarele mai lungi. Dar hai că bă, sincer să fiu, nici a mea nu pot zic cea mai bună, dar dați like. Hai să vedem aici. Voting will begin shortly. Eu, momentan, eu nu prea știu cum să-mi controlez caracterul. Ui, ce-a făcut ăsta? Oh, ce faină! Eu votez băiat ca să câștig eu. Dar chestia este că nu este... Votează băiat, că nu-i Mami Long Legs. Nu-i Mami Long Legs, este o păpușică frumoasă. Da, deci nu. Eu vreau să câștig și, în primul rând...
Nu-i Mami Long Legs, n-are părul blond, bad, bad, bad. Bă, ăștia nu știu cine-i Mami Long Legs, pe bune. Mamă, dar ce sub ce piatră stați, măi, toată lumea știe de Mami Long Legs, Kissy Missy, Huggy... Huggy, Huggy? Da. Poppy Playtime. Doamne, ce asta, mă, căpușa de pe Mami Long Legs, de bad. Căpușa care o muta, care o mâncat-o, ia, uite. Doamne, ce asta, zboară și de sus ca să vadă oamenii. Încerc așa să zboară, vreau să controlez. Asta am făcut-o eu. Foarte faină, legendar. Vezi? Foarte fain, legendar, super fain, legendar. Uite ce dinți are și degete, are și ochi. Da, ce fain ai făcut-o, mai fain ai făcut-o. Am făcut-o fain, nu? Din și eu mai puteam să mai fac chestii. Mamă, ce fain ai făcut, Cristina. Doar că ar fi trebuit să-i fac mai lungi picioarele. Da. A, nu-i Mami Long Legs, îmi pare rău, dau bad. Puteți bad. Da, nu e Mami Long Legs. Dacă cineva face Mami Long Legs, votăm, dar zici un pangen. Cum zbor, frate? Space. Space și... Un space și după aceea să zegeți. Oh, am căzut. Asta ai făcut-o tu? Nu, un space, apoi un space. Asta e drăguță, hai că îi zicem că e good. Da, dai un space, ca trebuie să fii așa cum a zbori, pus să-i săgeți. Ah, ok. Și stai așa și dă-i în spate. Vezi? Ah, ok. A, nu-i Mami Long Legs bad. Asta ce-i? Nu știu ce, e o blondă. O blondă de pe Instagram cu șoldul mare, doamne. O blondă de pe Instagram cu șoldul mare, ia, ce abuzate. Mamă. Băi, deci eu până acum am făcut cel mai fain, adică lăsând toată mândria la o parte, oh my god, dar și Felix a făcut frumos, dar unde-i fața? Legendar, devotează legendar, cum mai puțin. Oh my god. Deci eu dacă aș fi mai mult timp aș fi făcut HD, asta e prima oară schița. Să știi că e fain. Dubaia verde, de jos. Dar adică e bine. Asta e Among Us. Da, e amuzat, e amuzat. Te-i bad. Ți dau bad. Da. Nu, deci până acum să știți clar că eu sunt pe locul 1 și Felix pe locul 2. Ai, mă, deci cum, bă, eu pe locul 2? Bă, să fiu, nu fă din știi, astea. Știi, la mine Mobi arăta mai bine la față. Ia uite pe asta! Doamne, ce comic e! La tine arăta mai bine la corp. De bad. La tine arăta bine la corp. Da. Bă, asta zici că e sperietoare de ciori. Zici că e un pui de la Mami Long Legs, a făcut copil. Să știi. Și ăsta ce-i? Și frate asta? Șoarece din... Ce-i ăsta? Un păianjen cu fundiță. Păianjen cu fundiță? A, să știi că e fain păianjen cu fundiță. Bad. Da, pentru că nu e în temă. Ok, bine. Și ăsta? Ia, ăsta este, vedem. L-ăsta îi dau me. Da, me. Îi dau me pentru că parcă e ceva tentație, mă, nu-i chiar așa de rău. Da, nu-i chiar așa de rău. E destul de ok, nu e cocoblană, dar e fain. Dar e fainuț. Stai că m-am învățat și eu cum să zbor aici, așa. Cât de cât. Hai să vedem dacă e pe merit. Cristina locul 1, Gameru locul 2. V-am zis exact cum am spus eu. Mamă, dar ce frumos am făcut. Mamă, ce fericită sunt, bă, frate. Foarte tare. Ok. Poate palma. Hai că ne-am descurcat. Mai facem una așa la bâză să vedem ce este. Dar nu, Mami Long Legs, ce pică. Nu aleg tima, lasă, fac ei, nu mai plătesc. Bă, ce fain îmbrăcată fata asta, unde ești tu? Are și tatuaj. Cristina, ne îmbrăcăm și noi fain, Cristina, practic ești tu fain. Îmi place și gentuța ei. A, asta a văzut, gentuța. Uite, e competiție de gentuțe. Și, dar uite ce faină zâmbet are, vreau și eu zâmbetul ăsta. Știi? Uite, și asta e o elfiță. Mamă, ce fain e și asta. Da. Deci nu uitați să rupeți butonul de coco-like și hai să desenăm o înghețată. Deci haide, dați coco-like la acest video. Zile și gândeați, da coco-like, ce faci? Dar neapărat să rupă butonul de coco-like acolo. Cristina, visează înghețete acum, înghețete. Înghețete, stai să văd care e cornetul cel mai bun. Ăsta este cornetul cel mai bun. Și ale cornetul cu... sunt și texturi de cornete, dacă vrei. Poți să faci o înghețată pe băț sau o înghețată la cornet. Da, da, da. Hai să fac o înghețată pe cornet. Uite așa, facem o înghețată. Cât timp avem? 7 minute. 7 minute, mama, hai să faci înghețece. Înghețece câte vrei. Înghețece. Ai o grămadă de înghețece. Hai să ne facem un cornet din ăsta mai simplu. Că dacă e mai simplu, sau nu? Nu mergem noi pe simplu. Ha? Nu, mergi cu cornete compuse. Stai. Cred că voi face atâta de lată, știți de ce? Ca să-mi intre foarte multe înghețece. Înghețece. Dar chestia este că... trebuie să o fac și puțin mai lată. Ia, uite-te. Uite așa. Băi, eu n-am mai mâncat o înghețată de foarte mult timp, dar sincer vă zic că nici nu mi-este poftă. Nu ți-e poftă de înghețece? Nu. Nu mi-este poftă. Hai să colorăm puțin cu... uite, paint. Uite așa. Scrieți în comentariu care este înghețeacea voastră favorită. Înghețeacea? Înghețeacea. Cristina, care e înghețeacea ta favorită? Mă, nu mai știu. Focus? Exact. Ah, cu cocos, da. Cu cocos și cu pepene galben. Asta e înghecece. Cu cocos și cu pepene galben. Ia uitați ce fain facem aici. Te mă, că noi facem aici înghecece.
Și mai place și cu nucă, dacă ar fi, și cu alune. Nucă? Am mâncat vreodată cu nucă? Există cu nucă? Și cu fistic, e bun. Există cu nucă? Ia uite, deci am făcut așa și acum este timpul să builduim înghecea. Hai să facem cu căpșună. Dar chestia, hai că vreau să fiu puțin șmecheroasă. Și să facem, uite așa. Uite așa, dar mai mare. Uite așa. Să ne iasă puțin de pe cornet, că doar aia e treaba când îți iese. Atunci au pus fără, cum se cheamă? Atunci au pus fără să fac economie. Așa. Și acum hai să-i dăm clon. Da, am făcut-o bine? Te-ai învățat cu clone? Așa, și o punem pe deasupra. Dar nu punem chiar pe deasupra, putem să punem așa. Și uite aici. Bă, eu cam fac cea mai fain înghețată de aici. Înghecea. Înghecea. Și asta dăm resize puțin. Stai că... Așa. Stai să ne ducem sus, să ne ducem sus. Dacă învăț eu să-mi controlez caracterul ăsta, ar fi ceva. Ar fi bine. Facem înghecea. Și după aceea, la sfârșit, știți ce facem? Le colorăm. Nu le colorez de pe acum. Multe înghecece. Hai să o punem... Dar e foarte bună înghecea. Înghecea? Înghecea. Ție, Felix, care îți place? Nu, eu nu mănânc. Tu nu prea ești așa cu înghecea. Nu, eu mănânc înghecea. Felix nu mănâncă. Măi, deci eu cred că o să vreau, Felix, să zic sincer, să mai jucăm jocul ăsta mai des, pentru că... Stai, cum te duci în jos? Așa. Îți place foarte mult să faci înghecece? Pentru că mă cam pricep. Stai, mai am 4 minute. O, 4 minute, pe fac la înghecece la 4 minute? S-a văzut atât când te înghecece, fac eu la 4 minute. Stai să vedeți, deci fac aici un super înghecece. Înghecece? Asta ar trebui să o să facem puțin mai mică, uite așa. Deci n-am presa că vreau să mănânc înghecece. Acum că tot vorbim de ea, poate. Dar în general... Lasă că înghecea-ți angașa. Da, pe înghecea-ți angașa, asta e motoul lor. Înghecea-ți angașa. Înghecea-ți angașa. Mamă, dar eu chiar, bă, pentru un om care nu mănâncă înghecea, eu zic că mă pricep destul de bine. V-ați mâncat înghecea anul ăsta? Doamne, băi, am mâncat înghecea anul ăsta. N-ai mâncat. N-am mâncat, nu? N-ai mâncat înghecea anul ăsta. Bă, deci eu am pus aici, nu știu ce am făcut aici, dar hai să, vedem. Hai să pictăm acum, da? Cred că am făcut înghecea și acum e timpul să o pictăm. Băi, e cam drăguță. Acum, să vedem, ce arome punem? Hai să punem de banane. Așa. În partea asta la altă, hai să punem de ceva roșu. Ba nu, hai să punem roz, să fie roz. Așa, și ce mai? Băi, nu știu dacă am făcut bine. Asta s-ar putea să mai renunțăm la unele din ele și unele să le facem mai mari. N-ai pus destulă înghecea? Nu știu dacă am făcut bine. Uite așa. Chiar abia aștept să văd și la Felix dacă a făcut înghecea bună. Felix este foarte priceput să facă înghecea, chiar dacă el nu papă înghecea. Da? Uh-huh. Băi, eu am rămas aici, eu nu mai pot să mă mai ridic. Cred că am mâncat foarte mult înghecea. Ai mâncat foarte mult înghecea? Da. Aș vrea să pun aici ceva arome. Ia să vedem ce arome. Dăm aici paint. Ce arome mai există? Hai să punem și cu oranj. Uite așa. E faină asta. Ai pus multă înghecea? Da, da. Uite așa. Și acum? Ce faină. Și asta, hai să o facem și pe asta o culoare. Ce culoare să fie? Să fie cu alb? Așa. Și asta să mai fie și cu alb. Bă, ce faină e. Hai să facem ceva care curge. Ce ziceți? Se poate? Este Ia să vedem aici. Dăm builduim. Builduim cu rozul ăsta. Uite aici. Și încercăm aici să ne ducem puțin așa în jos. Să dăm resize și să facem așa, gen, ca și cum curge. Deci șmechirie cu resize-ul. Nu? Și cu clonarea și cu tot. Stai, du-te mai jos, așa, și acum clonăm. Ia, uite-te. Bă, ce tare. Bă, e super tare. A, așa fac ăștia cu clon. Ce fac cu clon? Fac așa un fel de contururi. A, ce tare. Ca și cum desenează în paint, știi? Cum adică dai cu clon? Că nu înțeleg. Dai o chestie cu clon și poți să-ți faci cum vrei. Ești, ia uite-te. Am și șmecherie cu clon, nu știam de clon până acum. Asta e înghețată care stopește. Niam, 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 niam. Așa. Ia uite câtă topitură am făcut aici. Câtă topeală. Am făcut o topeală, frate. Bă. Ți se face poftă.
Se face pofta? Bă, da. Mi se face pofta de înghețată, cred că se face poftă și vouă. Ia uite, am făcut aici înghețată topită, băi! Acum înțeleg eu cum lucrează ăștia așa de repede, fac. Ia uite-te. Deci cu cât mă uit mai mult aici, cu atât mi se face poftă. De înghețată? De înghețată. Mami, nu, și n-am terminat toate setările mele. Bă, acum nu știu dacă am făcut-o faină. Cred că ar trebui chestia asta. Na. Să o mai micșorăm puțin. I-am făcut niște greșeli aici, dar mai contează? Nici la mine nu pot zic că e extra mega, dar am început deja să prind care e faza. I-am făcut niște greșeli aici. Și depinde în ce parte te uiți. Știi, dacă te uiți dintr-o parte, arată foarte bine. Cum a zis cineva, că ne-a zis, bă, îmi place de fatea, dar numai din profil. Așa au zis? Da. Și zicea fatea, și atunci ce face, ne vedem numai din profil? Vai, serios? Hai să puce niște fistic aici. Am pus niam, niam, hai să mai punem și aici un fistic. Niam, niam, băi, cam faină. Ar trebui să mai punem ăsta să clonăm. Ăsta clonăm și îl mai punem și în partea asta la altă. Ce mai pot să folosesc eu? Texturile? Uite așa. Hai să mai clonăm. Ce să mai clonăm? Mai clonăm ăsta? Ce, ai și texturi? Da, da, da. Serios? Da, da. Bă, tu deja aici devii expert, hă? Hai să mai punem aici, uite așa. Gata. Cred că înghețata mea este gata. Mai avem 2 secunde, Felix. Da? Da. A, mai vreau să mai n-am terminat, mai aveam de făcut, mamă, la înghețata. Aveam de pus acolo o cupă. Du-te sus de tot, ca să vezi în jos cum o să hai fie. Hai să ne ducem sus. Ce asta? Băi, numai, dar cum poți să faci cu rotund? Poți să dai la pătaș la rotund. Am să-i dau me. Da, este mea. Poți să dai bloc, rotund, triunghi, toate chestiile astea. Da, dacă știam, puneam 3 cupe rotunde. Mie. Ne. Pare ca un fel de waffle. Da, ne. Ok, eu zic să mai facem, auzi, frate. Eu le dau nota 1 la toți care fac 2D. Numai 3D vreau să văd. Deci care fac 2D, nu, le dau bad. E foarte ușoară de făcut. Eu am muncit mult la mea. E faină. De ce vrei? A pus și sprinkle-uri. Și eu n-am știut să pun sprinkle-uri. Vezi? Asta, că puneam și eu sprinkle-uri. Eu asta căutam, sprinkle-urile căutam. Asta e tot ce câștigăm. Asta am făcut-o eu. Asta ai făcut-o tu? Da. Îți place cornetul? Prea. Am crezut că e un semn înghețată. Zici că plouă din azi, zici că eu... Piniata. Zici că o pădure din Minecraft cu păr, nu știu. Este mie. Nu e chiar așa de faină. Ce-i fratele asta? Zici că... Nu, asta chiar și ceva ce-ar mânca diriga mea. E înghețată care te doare când o mănânci. Doamne, ce frate e ăsta? N-are deloc stil și goală pe dinăuntru. Îți dă din aia așa goală. Aoleu, supt aici tot savarea. Ce? Asta e faină, Felix. Da, dar parcă nu e așa. Asta e good. Cornetul nu prea e bun. Cornetul nu e bun. Da, nu e bun. Hai mă că... Hai mă că... O să câștigi? Da, eu zic că da. Hai să vedem. Da, am făcut sprinkles. Asta e faină, asta e a ta? Da, legendar. Băi, cam faină. Uite, e faină? Da, e cam faină. Uite, peste, uite. Și chestia este că... Băi, cam faină. Uite, și cu ciocolată ai pus. Da, uite. Chestia este că dacă făceai cornetul, altă culoare. Deci culoare de cornet. Asta era e. Super. Ce frate? Dintre aia e bună. Ce e înghețată din aia altă, mai gen gheață, știi? Da. Popsicle sau nu știu cum popsicle, se cheamă. Popsicle, da. Hai bă că e fost faină tema asta cu înghețată, vara, da, și nu știu ce. Da, să știi. Ce asta, frate? Bă, cu cireașă. Băi, cam faină. Bă, uite asta. Cum a făcut cireașa. Băi, cam faină asta. Bă, ia uitați-vă și voi. Hai că e good. Da. E epic. Cum să fie epic asta? Oh my god. Bă, și asta e faină. Și asta e bun. Bă, dacă câștigă ăla cu epicul că ai dat tu epic. Dar nu era chiar dar de epic. Dar nu, că ți-am dat legendary. Păi da, dar ăla nu era chiar de epic. Era de oh good. My god, trebuie să mâncăm o înghețată. Deci nu mai poate Crisna după înghețeacea. Înghețeacea. Ăsta chiar nu-i bun, ăsta e bad. Cred că o munci restul stat pe telefon. Du-te, mă, ca să poți să fac oricine. Ice. Asta e o vafă din aia la 50 de bani. Da, hai de mine. Da, 70 că s-a scumpit, 70 s-a scumpit. Dar îți dă cineva restul? Eu dau mie, că nu-mi place nimic ce faci. Ăsta e nu, ăsta e bad. Asta chiar e o casă, ce e asta? Zice, băi, și eu să fac numai case, numai casă să fac așa, ca ai să invers. Pun. Ok. A, invers înghețata. Da. Cam mare cornetul, adică nu prea cam foarte trebuie. Mare, cred că îi place cornetul. Oh, doamne, e cam faină. Ce cu of, doamne, e cam faină. Știi, asta e chestia cu... mea, eu pun ochișor și... Îmi place cu cornetul. Da. Asta e dau bad. Da. A fost făcută la foarte fain cornetul. Deși mi s-ar făcea poftă. Da, Crisina, dar noi, eu nu mă înghețat, ăștia au experiență în înghețace. Da, e foarte greu să concurez cu persoane care au experiență în înghețace. Da, băi, șmecherie. Mai este vreunul, hai să vedem cine câștigă. Vai de viața noastră.
Ai rupeți butonul de Coco Life. Ne vedem data viitoare, dar am câștigat la Mommy Long Legs. Pa! Cred că trebuia să-mi primi locul. Pa, pa! Pa!